Domnul să aducă binecuvântare peste sufletele noastre și în această după-amiază și dorința mea și probabil a fiecăruia care vine în locul acesta și se ridică să aducă mesaj din partea Domnului, este să n-auzim vocea vreunui om. Pentru că dacă auzim vocea vreunui om, poate nu ne face bine. Și cu siguranță nu întotdeauna ne face bine. Dar dacă auzim vocea Domnului, dacă El e acela care se apropie de fiecare dintre noi în parte și aduce cuvânt potrivit, aduce ceea ce inimile noastre au nevoie să audă, atunci cu siguranță vom pleca din acest timp petrecut în prezența Domnului, așa cum nădăjduim cu toții. Sigur, întotdeauna și inimile noastre trebuie să fie pregătite. Fără a avea astfel de inimi pregătite, Domnul nu poate să vorbească. Știți, de multe ori poate dăm vina pe unul sau pe altul. Poate uneori ne gândim, știu eu, la anumite aspecte. Dar mă gândeam că în mijlocul evreilor a fost cea mai deosebită persoană. Și știți care este aceea? Persoana scumpă a Domnului nostru Iisus Hristos. Și știți ce e uluitor? Din prezența Lui, mulți au fost gata să plece. E tristă stare și tristă realitate. De aceea, vedeți, sunt două aspecte pe care noi, ca și adunarea, trebuie întotdeauna să le avem în vizorul ființelor noastre. Una este ca să auzim glasul Domnului. Și fiecare dintre noi ar trebui să ne rugăm în sensul acesta. Știți, venim poate cu acea stare, Doamne, vorbește-ne. Dar când ne-am rugat? În casele noastre. Cât de mult am stat înaintea Domnului și am spus, Doamne, dă Tu har, binecuvintează Tu. Fă Tu ca într-adevăr să auzim glasul Tău. Depinde de fiecare dintre noi. Știți ce spune Domnul? Că satură după dorință tot ce are viață. Nu știu, poate uneori am ajuns, din păcate, în această stare de saturație. Avem predici pe internet. Avem, știu eu, predici pe care să le auzim probabil săptămâni întregi. Dacă am stat și am ascultat doar predici. Oară stând, ascultăm predici și mâncăm. Să spunem, să presupunem. Și probabil, nu știu, un an de zi. Nu știu, nu am făcut niciodată calcul în sensul acesta. E atâta, să spun, mesaj. Sigur, nu suntem și nu putem să spunem că tot ce găsim pe internet e și neapărat mesaj din partea Domnului. Din păcate, din păcate. Avem în ceea ce privește aspectul acesta. Dar, vedeți, parcă tot mai puțin interes e în mine noastră. Spunea parcă și fratele Alex, nu? Începe o predică, cam așa s-a ajuns astăzi. Începe o predică, că o asculți, nu-mi place, merg mai departe. Fratele mustră prea mult, mă duc la... Să ascult următoarea predică, mai interesantă. O noutate, poate. Și știți că era aspectul acela al celor din Grecia care, ce doreau? Să audă mereu lucruri noi. Și sunt oameni care știu întotdeauna să aducă lucruri noi. Dar nu neapărat lucruri din partea lui Dumnezeu. Asta e. E filtrul prin care fiecare dintre noi, știți, caracteristica celor din Berea era să cerceteze, să adeverească mesajul pe care l-auzeau, dacă se potrivea, era în concordanță cu Sfintele Scripturii. De aceea niciodată să nu avem o astfel de inimă, pentru că, vedeți, în ceea ce privește dorința noastră de a ne hrăni trupul, vrând-nevrând ajungem acolo, nu? Poate e mai cald vara și nu mai mâncăm la fel. Dar simțim nevoia aceasta să ne hrănim trupurile. De multe ori, poate, din punct de vedere spiritual, pierdem din vedere și suntem sărăcăcioși, alunecăm ușor, ușor cel rău ne îndreaptă spre alte căi și rătăcim de la ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru viețile noastre. Și apoi e în concordanță dacă dorința noastră ar trebui să fie întotdeauna Doamne vorbește-ne și când vii cu o inimă doritoare, sigur, poți să te duci și, știți cum se spune, la pomul lăudat cu sacul, să te întorci cu el acolo. Dar dacă dorința noastră este să auzim cuvântul Domnului, dacă cu toții stăm în prezența Lui și spunem, Doamne, vorbește-ne, Domnul poate să răspundă. Dar este și acea legătură cu inimile noastre. În funcție de dorința noastră. Nu? Pentru că vedem, din păcate, este un om și ferească Dumnezeu să fim vreunul dintre noi în această seară sau care auzim cuvântul Domnului să fim într-o astfel de stare. Știți că la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, cel care era cuvântul vieții, ajunge în fața unui lider
A unuia care era pus în autoritate și știți cu privire la el ce se spune? Domnul, nu i-a mai spus nimic. Nu, să nu-i mai adreseze nimic? Doamne, dar puteai să-i spui ceva pentru mântuirea lui. Cum ai vorbit de atâtea ori? N-ai lăsat un muritor? Nu-ți pasă de omul acesta? Domnul nu i-a mai adresat niciun cuvânt. Și e stare tristă ca Domnul. Hei, eu v-am mai spus lucrul acesta. M-am uimit când eram în destul de mică vârstă, nu mai știu. Dar am auzit din gura unui frate care, cel puțin, eu consideram că cât de cât merge bine cu Domnul. Știți ce am auzit? Zice, Domnul mi-a vorbit. Că nu mai vorbise de nu știu cât timp. E uitor să nu-ți mai vorbească Domnul de nu știu cât timp. Nu știu, poate urechile sunt închise. Poate inima închisă. Poate considerăm că am ajuns atât de mult să știm. Ce să mai auzim și în seara aceasta la adunare? Ce să mai... Știi, și mulți cam așa poate veni. Domnul să facă să nu fie așa. Hai să mai auzim ceva, să treacă timpul, să mergem înainte, să bifăm încă o activitate religioasă. Dacă venim cu astfel de inimă, dragii mei, să știți că nu venim cu inima potrivită. Domnul să aducă peste fiecare dintre noi, peste mine, peste dumneavoastră, peste noi toți, acea dorință ca să ne întâlnim cu Cel care este Împăratul nostru. Nu merită El adorarea noastră? Nu merită El ca să ne bucurăm de această întâlnire cu El? Eu zic că fiecare dintre noi conștientizăm că nu stăm în fața unui om. Nu stăm unii în fața altora. Nu unul înaintea altora ar trebui, știu eu, să ne dăm, dacă putem să spunem așa, socoteală. Și cu toții dăm socoteală de viețile noastre înainte lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să fim conștienți că, așa cum mă rugam chiar și de dimineață, Domnul să aducă această conștiență peste inimile noastre. Stăm în prezența lui Dumnezeu. Și omul, când se întâlnește cu cineva important, nu merge oricum. Poate să aranjează și își piaptănă coafiura, să tunde, dacă mai are ce să tundă. Caută tot felul, nu se duce nespălat. A stat o săptămână nespălat și se întâlnește cu președintele. Dar cum tratăm noi întâlnirea noastră cu Domnul? Nu spun să luăm hainele de sărbătoare. Nu despre asta vorbim. Că Domnul uneori nu se uită la haine. Sigur, nici nu putem să venim în orice ținut de înaintea Domnului. Asta cu siguranță. Dar nu asta se uită Domnul. Dar am pregătit inima noastră. Știți, la un moment dat spunea Iacov să primim cu blândețe cuvântul sădit în inimile noastre. E o stare a inimii. E o pregătire a inimii pentru fiecare dintre noi. Când inima noastră este precum pământul acesta care n-a mai plouat, nu l-ați văzut, dacă avem grădini, le udăm ca să rodească, nu o să ne așteptăm, lasă-le acolo. Am semănat acum în primăvară și aștept. Vine timpul potrivit și o să culege. Nu există așa ceva. Ești atent, ești grijuliu, îți dai tot interesul, uzi acel pământ și totuși inima noastră de multe ori e asemenea acelui pământ care au călcat mulți călători. Și cum a devenit arid? Sapă într-un astfel de pământ, cei care aveți experiență. N-ai cum, nici cu târnăcopul la un moment dat. De multe ori e nevoie să uzi ca să înmoi acel pământ, să poți să-l prelucrezi. Credeți că sămânța cuvântului lui Dumnezeu va veni în inimile noastre când poate pământul nostru s-a bătătorit? A devenit tare? Nu mai intră ușor o sămânță. Sau sămânța care a fost semănată nu mai strânge. Știți ce spune omului Dumnezeu din vechime? Strâng cuvântul tău în inima mea. Pentru omul acesta, cuvântul lui Dumnezeu, ce era? Comoară. Era valoare. Era ceva de preț. Și, dragii mei, din experiența fiecăruia dintre noi, când am lăsat-o mai moale cu cuvântul lui Dumnezeu, nu mă refer la predici acum, da? Ați fost tari din punct de vedere spiritual? Nu știu, întrebați-vă fiecare dintre dumneavoastră. Când ați lăsat-o mai moale în ceea ce privește, ca formă de exprimare, desigur, în privința relației cu Dumnezeu, ați fost tari? Ați fost niște titani din punct de vedere spiritual? Cred că fiecare dintre noi știm că nu am stat. De aceea, dragii mei, cât de conștienți ar trebui să fim de această nevoie pe care o avem de Domnul, de cuvântul Său, de harul Său în viețile noastre, ca să ne facă să mergem mai departe într-un mod plăcut Lui. Domnul de aceea să binecuvinteze pe fiecare dintre noi și să pună în gândurile noastre, în inimile noastre,
această dorință după El. M-am pe inimă să continuăm ceea ce am întrerupt cu mult timp în urmă și să continuăm să studiem din Cartea Faptele Apostolilor și am ajuns la capitolul 6, primul verset. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 6, primul verset, pagina în Sfânta Scriptură 1062. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vedere la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înainte apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Amin. O biserică primară, dar o biserică care nu este lipsită de probleme. Știți, de multe ori văd această tendință de a crede că acolo unde este Domnul, acolo unde Dumnezeu lucrează în mijlocul adunării, este o adunare fără probleme. Nu este așa, dragi. Și când ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, vedem o adunare, vedem o biserică, o biserică în care erau prezenți oamenii prin care Dumnezeu a lucrat în mod deosebit. Oamenii care au dus mai departe această veste bună a Evangheliei. Oamenii prin a căror viață și slujire, prin a căror mesaj, au fost mulți care s-au întors la Dumnezeu. Și uitați-vă, într-o astfel de biserică apar probleme. Și nu numai în capitolul 6. Putem să vedem din acest aspect că diavolul urăște orice adunare, orice biserică care dorește să trăiască pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Știți? Raidurile, atacurile pe care cel rău le îndreaptă împotriva unei adunări, unei biserici locale, ca să ne gândim acum, așa, este de multe ori în mai multe rânduri. Este pe mai multe flancuri. Și știți, prima metodă prin care diavolul a căutat să atingă și să afecteze această lucrare și să nimicească lucrarea care se făcea în mijlocul apostolilor, este prin păcat. Și știți, diavolul caută să strecoare păcatul. Și strecoară prin acei oameni, Anania și Safira, care au acea îndrăzneală de a minți nu pe oameni, ci pe Duhul Sfânt, așa cum găsim în Cartea Faptelor Apostolilor. Și diavolul caută și, dragii mei, cât de veghetori și cât de atenți ar trebui, spuneam atunci, și cu siguranță suntem conștienți cu toții, cât de atenți ar trebui să fim fiecare dintre noi. În primul rând, asupra vieților noastre. Dragii mei, dacă lăsăm păcatul în viețile noastre, cu acest păcat venim și afectăm și atingem părtășia la care suntem chemați. De-aia fiecare dintre noi ar trebui în casele noastre, în serviciile noastre, pretutindeni unde trăim și ne ducem existența, să fim tare privegători. Asta nu înseamnă vieți desăvârșite, dar și suntem chemați la o astfel de viață. O viață cât mai înaltă. O viață cât mai separată de păcat. O viață în care suntem concentrați asupra noastră. Ne cercetăm în sensul a ne cerceta viețile. Ne cercetăm viețile. Și cum spunea și fratele Cornel astăzi la mormântare pentru cei care ați fost, când vii înaintea Domnului și vezi poate lucruri care îți afectează și întinează viața, te pocăiești înaintea Domnului. Mărturisești acel lucru. Nu-l lași. Nu ești gata să treci mai cu mânuși peste lucrul acesta. Ci cauți, dragul meu, și să caut sfințirea. Știți ce spune Domnul? Fără de care nimeni nu va vedea. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, cum se intră? Sigur, se intră prin multe necazuri.
Dar acolo spune Domnul, nimic întinat. Nimeni care nu care trăiește în păcat, în întinăciune. Nimeni. De ce? Pentru că cerul este al oamenilor pe care Dumnezeu i-a curățit prin sângele curs al, la crucea Golgotei. Dar oameni care au cunoscut nașterea din nou. Oameni care au osândit păcatul în viața lor. Oameni care pe zi ce trece cunosc acest progres în ceea ce privește sfințenia practică a vieții personale. Și sigur, dacă fiecare dintre noi suntem chemați să priveghem, apoi e următoarea etapă. Să priveghem unii asupra altora. Asta nu înseamnă să fim polițiști. Nu înseamnă să ne suspectăm. Nu înseamnă să trăim. Uitați-vă cum Dumnezeu a scos la lumină păcatul în viața acestor oameni, fără ca Anania și fără ca apostolii să fi mers pe urmele fiecărui ucenic, ia să văd cum trăiește omul acesta. Măi, sunt curios. Și de multe ori, uitați-vă, oamenii care au probleme cu păcatul, remarcați lucrul acesta, gândesc că și alții trăiesc la fel ca și ei. De multe ori. Oamenii care trăiesc într-un mod păcătos, a căror minte e îndreptată spre păcat, aduc același profil și în viața altora. Dacă poate unul are probleme, să spunem, cu băutura, ca să nu intru în alte domenii, privesc spre omul și gândesc la fel. Gândesc despre ăla. Sau alte lucruri, ca să nu intrăm în lucruri poate mai intim. De multe ori, mintea păcătoasă proiectează în viața celorlalți, ca și cum trăiesc la fel. Uitați-vă că Domnul are grijă să scoată păcatul. Nu stau apostolii să suspecteze. Nu stau apostolii. Ia să le facem o vizită acestor oameni să vedem cum trăiesc. Nu cumva trăiesc nepotrivit? Nu există așa. Pentru că într-un loc în care Dumnezeu e cel onorat, într-un loc în care cu toții căutăm o singură slavă, nu a omului, ci a lui Dumnezeu, Dumnezeu își ține la slavă sa. Și Dumnezeu va avea grijă să scoată la iveală orice păcat. Dar asta, cu siguranță, și în ceea ce ne privește, spune să fim atenți, să fim priveghetori, că acel puțin aluat dospește toată plămădeala. Puțin păcat azi, puțin păcat mâine și va afecta, va atinge, va contamina, așa cum lepra, așa cum cangrena afectează, poate, un mădular. Dragii mei, suntem geloși pentru slava lui Dumnezeu. Dragii mei, dorim în locul acesta cu adevărat o adunare sfântă, curată. O adunare care să arate cu degetul spre alții. Asta e doar mândrie, doar aroganță spirituală. Ci o adunare în care să se vadă că iubim slava lui Dumnezeu. O adunare în care să ne doară când un suflet sau altul nu merge bine din punct de vedere spiritual. Cu ce fel de inimă? Cu o inimă plină de dragoste. Dragii mei, de multe ori confundăm privegherea asupra vieților celorlalți cu un spirit critic, cu o inimă rece, seacă, cu o inimă arogantă, cu o inimă care crede că trăiește mai bine decât trăiește fratele sau sora. Domnul să ne ajute și să dispară din mijlocul nostru orice astfel de simțăminte. Am vorbit de curând de acea atmosferă a casei lui Dumnezeu. De ceea ce Petru îndemna și fiecare dintre noi îmi doresc mult să urmărim aceste lucruri. Lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Lucrurile care fac ca dragostea să crească în mijlocul nostru. Lucrurile care duc la această sfințenie care nu numai să fie trâmbițată în mijlocul nostru, ci, dragii mei, să fie trăită, să fie practicată. Mai mult apoi, o adunare în care să se simtă ce anume puterea Duhului Sfânt la lucru în vieții noastre. O adunare în care nu doar să vorbim despre dragoste, nu doar să vorbim despre fapte bune, ci o adunare în care să se vadă că suntem cei din tâi în fapte bune. Știți, pericolul mare al creștinismului. Și asta vedem. Și vorbește Domnul nu despre creștinism, dar despre o lume religioasă. Știți ce spune în Timotei, în epistola pe care Pavel a scris-o acestui tânăr slujitor, Timotei? Vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Și una din caracteristicile acelor vremuri care va fi o formă de evlavie. Dar care tăgăduiește puterea. O formă religioasă. Un parfum. Un iz religios. Dar, dragii mei, așa cum ne gândeam la farisei, știți care e grozăvia? Parfumul acela religios niciodată nu o să acopere
duhoarea de moarte care degajă dintr-o viață care nu este pusă în rânduială cu Dumnezeu. Dragii mei, să ținem la adunarea noastră în sensul acesta. Să ne iubim cu căldură unii pe alții. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dar să dorim ca Dumnezeu să lucreze și să ne deschidă ochii și să scoată la iveală poate orice lucru care nu-L slăvește și nu-L cinstește pe El. Să fim conștienți că viața noastră afectează pe ceilalți. Starea cu care noi trăim pe acest pământ va duce o influență pozitivă sau negativă. Va influența în bine sau în rău mersul unei adunări. Oare nu așa stau lucrurile? O adunare e formată doar din doi oameni? O adunare e formată din cinci mădulare? Mă refer acum dacă o adunare e mai mare, că poate să fie o adunare într-un mic număr, da? Dar să spunem așa. O adunare e reprezentată doar de câțiva? Niște cum? De aceea cât de mult și noi ar trebui să avem pe inimă ce anume mersul acestei adunări să fie un mers plăcut înaintea Domnului. Dacă am văzut că diavolul a atacat în ceea ce privește această primă biserică, biserica primară, cum o numim noi, prin păcat, uitați-vă apoi cum dorește El să lovească în biserică și o face prin prigoană. Și, dragii mei, de multe ori, noi, creștinii timpurilor moderne, ne place să vorbim că suntem prigoniți. Dar, dragii mei, dacă ne gândim la ceea ce mulți oameni au cunoscut în ceea ce înseamnă adevărată prigoană, ar trebui să fim mai tăcuți în ceea ce privește acest lucru. Sigur, știu ce spune cuvântul. Oricine dorește să trăiască cu evlavie, va fi prigonit. Dragul meu, când trăiești pentru Hristos, când viața pe care o duci e curată, nu e ca un ghimpe, nu e ca un arici care împunge pe toți ceilalți. Când viața ta este curată înaintea Domnului, sigur cel rău va căuta să te prigonească. Dar, dragii mei, să nu ne grăbim să spunem că suntem la fel de prigoniți, la fel de persecutați, cum sunt și cum au fost mulți oameni care au fost copiii lui Dumnezeu și au cunoscut adevărata prigoană. Uitați-vă la un Pavel. Pavel, pentru credința lui, a fost gata să ajungă în temniță. Pavel, pentru credința lui, a fost gata să fie împroșcat cu pietre. Pavel, pentru credința lui, e gata de 3 ore, așa cum ne spune cuvântul Sfânt al Domnului, să cunoască ce înseamnă naufragiu într-o corabie. Pavel, din dragostea lui pentru Domnul, e gata să cunoască ce înseamnă bajocul, cuvinte de injurie adresată la adresa lui. Dar te uiți la acest om și poți să spui, omul acesta a suferit pentru Domnul. Și este metoda prin care diavolul caută să atingă. Dar uitați, o a treia metodă prin care diavolul, și dragii mei, de multe ori poate n-am fost atenți la acest aspect, prin care diavolul caută să nimicească, să lovească, sau cel puțin să frâneze lucrarea într-o anumită biserică locală, știți care este? Dezbinarea. Nu asta se vede și nu asta citim în acest pasaj? O parte din grecii aceștia, evrei care vorbeau grecește, au început ce să facă? Să cârtească. Și, dragii mei, cât de atenți ar trebui să fim? Cârtirea aceasta, murmurul acesta, vorbirea împotriva fraților noștri. Uitați-vă cât rău face poporului Domnului. Sigur, apostolii n-au stat cu mâinile în săr. N-au spus, Doamne, rezolvă Tu. Au fost oameni care, într-un sens, au căutat să rezolve această problemă. N-au lăsat, au luat lucrurile din fașă, dacă putem să spunem așa. Și cât de important ar trebui fiecare dintre noi să înțelegem. Lucrurile într-o viață sau într-o adunare n-ar trebui să fie lăsate să crească. Nu? Ați văzut o pălămidă? O buruiană de aia? Cu cât o lași să crească, va fi mai greu de smuls din rădăcină. Oamenii aceștia înțeleg importanța faptului de a lua lucrurile din fașă, de a aborda această problemă cu multă înțelepciune. Dar, dragii mei, dacă diavolul, uitați-vă, nu reușește din afară, caută dinăuntru. Și aici nu se vorbește de păcat. Nu se vorbește de păcat. Nu se vorbește despre o categorie de văduve care ajunseseră să fie nebăgate în seamă, trecute cu vederea. Se pare cel puțin
în biserica primară, se pare, așa cum vedem și ne-am uitat în primele capitole, la coborârea Duhului Sfânt, știți că în acel moment, în Ierusalim, erau diferite categorii de evrei. Așa cum avem și noi astăzi, din păcate, mulți români care au plecat dincolo de hotarele acestei țări și sunt frați de-i noștri, sunt români de-i noștri care trăiesc în multe țări din Europa și, știu, s-au răspândit și mai departe din Europa. În ziua în care Duhul Sfânt a coborât și a fost prima zi când biserica ia ființă, când se formează, este momentul în care în Ierusalim, vă aduceți aminte, era prăzluită acea sărbătoare a cincizecimii și mulți evrei veniseră din multe locuri să sărbătorească împreună cu evreii care locuiau acolo această sărbătoare atât de importantă pentru națiunea poporului evreu. De ce spun lucrul acesta? Se pare cel puțin din date istorice că mulți evrei care au venit de departe în momentul în care au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus ca Mântuitor al lor personal, în momentul în care au cunoscut ce înseamnă nașterea din nou, știți ce au făcut acești oameni? Nu s-au mai întors la casele lor. Au dorit să rămână la Ierusalim. Au dorit să fie aproape de Sfinți. Au iubit această părtășie, această legătură. Au vrut să fie împreună cu poporul Domnului. Și este uluitor. Știți la cât, cel puțin așa, din preconizările care se fac, știți la ce număr ajunsese în acele zile când Luca vine și spune, știți cam la cât se ridica biserica primară? Se pare că undeva la 20-25.000 de membri erau în acele momente și formau împreună biserica primară. Dragii mei, de multe ori mă gândeam, noi suntem câțiva, să spunem așa, comparativ cu această biserică, da? Vedeți cum uneori parcă ne vedem biruiți de probleme. Ne vedem împresurați. Spunea la un moment dat un frate despre o adunare. Spunea, uneori noi nu reușim să facem față la probleme. Da, păi dacă s-ar întoarce nu știu câți din acel oraș, ce-am face atunci? Uitați-vă, o adunare nespus de mare. Și, dragii mei, nu știu dacă ați remarcat. Priviți ce spune. Când s-a înmulțit numărul ucenicilor, ce s-a întâmplat? Au apărut și probleme. Numărul mare de ucenici mărește numărul de probleme. Numărul mare de oameni care ajung să facă parte dintr-o adunare locală vor fi mai multe surse, dacă pot să spun așa, de probleme. O, ce bine ar fi fost ca să ne întoarcem la Domnul și să fim scăpați odată pentru totdeauna de această fire. O, ce bine ar fi fost. Dar, dragii mei, aducem în mijlocul poporului Dumnezeu și această fire pe care o purtăm cu noi. Și ce face firea? Firea rodește atunci când nu este ținută pe locul răstignirii, ce rodește? Roadă. Și asta se vede. Cârtirea a venit din Duhul. Cârtirea aceasta despre care se vorbește în acest prim verset a fost roada Duhului Sfânt? Eu n-am găsit o astfel de roadă și cred că nici dumneavoastră n-ați găsit când se vorbește de roada Duhului Sfânt. Nu o găsim printre trăsături. Cârtirea aceasta, cu siguranță, a venit din fire. A venit din... Și sigur, ne uităm, este o problemă reală. Oricum, biserica primară este aceea care are grijă. Și cum Domnul să ne dea și nouă toată înțelepciunea necesară ca să purtăm de grijă celor aflați în nevoie. Și biserica primară purta de grijă văduvelor și probabil oamenilor care erau într-o situație delicată. Se spune de asemenea despre cei care au rămas la Ierusalim, gândiți-vă, oamenii aceștia nu repede și-au găsit un loc de muncă. Oamenii aceștia nu repede au reușit să-și rezolve probleme. Și de-aia vedem cum oameni cu o dorință aparte, mânați de dragostea pentru Dumnezeu, sunt gata ce să facă? Să acopere nevoile lor și ce fac? Își vând averile. Gândiți-vă, era nevoie probabil de sume mari de bani ca să acopere atâția oameni care poate n-aveau ce să mănânce. Și gândiți-vă, cei din poporul evreu i-au primit bine pe acești evrei care vorbeau grecește și care s-au întors la Domnul, pe aceste văduve care și-au lipit inima de Domnul. Cu siguranță știm care era atitudinea celor din poporul evreu cu privire la această cale, cu privire la cei care urmau pe Domnul Iisus Hristos. Nu erau bine văzuți.
Sigur, se spune și în ceea ce privește poporul evreu, are această și avea grijă de cei cu probleme. Sigur, la toate îndemnurile care au fost și în Vechiul Testament și purtau de grijă, strângeau ajutoare eventual pentru, de-aia vedem, de exemplu, și pe Pavel, strângând la un moment dat ajutoare pentru sfinții din Ierusalim, sfinții nevoiași. Dar cu siguranță, când e vorba pentru cei care au ajuns să urmeze pe Domnul și să urmeze această cale, sigur, poporul evreu s-a dezis de ei. Nu mai avea grijă de astfel de oameni. Și atunci biserica înțelege ce anume. O biserică care nu poartă de grijă de cei în nevoie este o biserică care n-a înțeles chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o. De aceea, dragii mei, să fim întotdeauna sensibili. Știți ce spunea cuvântul Domnului? În vechime însă, încă de atunci din vechime, că Dumnezeu va îngădui săracii în mijlocul lor. De ce? Ca să vadă. Cum este inima? Cum este inima noastră? Ne focalizăm doar pe nevoile noastre? Dragii mei, o inimă care nu e mulțumită niciodată nu va fi satisfăcută cu tot ceea ce îi oferă. O inimă care nu e mulțumită orice i-ai da, tot. Nu va stinge, să spun așa, acel glas al nemulțumirii. Și când viața noastră e concentrată doar pe noi, dragii mei, se întâmplă un mare dezastru. Nu mai avem ochi pentru nevoile celor din jurul nostru. De aceea mă rog Domnului ca în continuare Domnul să ne dea toată înțelepciunea necesară. Să învățăm de la acești oameni. Sigur, Domnul să deschidă în continuare mai mult ochii noștri. Să vedem poate nu doar nevoile materiale. Pentru că nu doar acestea sunt în mijlocul poporului Domnului. Sunt multe nevoi. Și câți dintre noi poate doar așteptăm ca nevoile noastre să fie împlinite de ceilalți. Dar, dragul meu, dacă faci parte din poporul Domnului, care-i darul tău? Ce faci tu pentru a umple nevoile celorlalți? Păi există în trupul acesta mădular care să nu trăiască în folosul celorlalți? Știți, frate, ce duce o parte din trup care ajunge să trăiască pentru ea? Ajunge la acea boală. Dragii mei, dacă ajungem în mijlocul poporului Domnului și doar așteptăm ca ceilalți. Și e uluitor când aud astfel de lucruri. Pe mine nu mai m-a vizitat nimeni. Nu mi-a spus mie cineva, dar spun așa. Am auzit. Cel puțin alți frați au mărturisit. Pe mine nu mai m-a vizitat nimeni. Știți ce de multe ori aș întreba? Câți ai vizitat tu, dragul meu? Câți ai fost tu gata să vizitezi? Apropo de mormântări, nu vreau să spun spre critică. Absolut deloc. Dar doar vreau să vă gândiți. Câți dintre noi, când ne mor, poate ne moare cineva apropiat, ne-ar place să fim doar noi și cu familia noastră? Întreb. Nu știu, când moare cineva de lângă noi, ne-ar place ca frații să stea departe? Eu v-am spus atunci când eram mai mic și au venit frații la mormântarea bunicii mele. Asta a fost lucru care m-a atins cel mai mult. Să văd pe frați că au venit alături. Să văd pe frați care și mormântarea bunicii mele a fost undeva la Buzău, departe de locul acesta. Și au venit. S-au străduit frații cu mașini. Nu știu dacă nu mai fi lucrurile astăzi la fel ca atunci. Nu știu. Încep să mă îndoiesc. Mult de lucrul acesta. Când parcă nu reușim. Și nu sunt legat de mormântarea asta. Am dat doar ca exemplu pentru că mi-a fost proaspăt în minte. Da? Deci nu vreau să vă simțiți nimeni judecat în sensul acesta. Nu asta vreau să vă gândiți. Dar doar ca exemplu ilustrativ. Să ne gândim. Dacă nu suntem gata. Dacă ne întrebăm apropo de venitul la adunare. E prea cald. Nu poți să ascult o predică pe internet. E prea cald. Ce rost are? La o mormântare. Se plânge acolo. E tristețe. E prea cald. Ne bate soarele. S-ar putea să fac insolație. S-ar putea să mi se facă rău. Știți cât de repede găsim scuze. Dar, dragii mei, când ne pasă de cei din jurul nostru, vom arăta interes. Și, dragii mei, nu pentru oameni ar trebui să o facem. De ce? Pentru că suntem chemați spre o țintă mult mai înaltă. Știți care? Să facem pentru Domnul. Și știți ce spune Domnul? Ori de câte ori ați făcut unuia neînsemnat. Unuia care nu-l băgăm în seamă. Ați observat că sunt oameni care ne place să stea doar alături de cei care poate predică, de cei care lucrează mai bine văzuți. Ne place să stea în compania lor.
Dragul meu, te duci să fii aproape de cel mai nebăgat în seamă? De ce nu-ți place? Și în tabere ați observat? De ce nu le place unora să stea și cu cei mai nebăgați în seamă? Hai să stau cu fratele, uite, pe el nu-l bagă nimeni în seamă. Nu, în general, parcă mulți doresc să stea doar în prezența unora. Asta arătăm că ne place ce anume. Ne place să fim în frunte. Ne place să fim în locuri bine văzute. Nu ne interesează tot poporul Domnului. Chiar dacă o spunem noi cu gura. Dar arătăm cu viața că e mare distanță între ceea ce trăim și ceea ce dorim. Dacă poate moare o soră, spunea și fratele Cornel legat de lucrul acesta. Și când am vorbit despre o altă mormântare și am întrebat cum se întâmplă poate în adunarea din care face parte. Și a zis, depinde de cine moare. Prezența la mormântări e în funcție de cine moare. Dacă a fost unul mai bine văzut, se vor înghesui. Unii măcar din curiozitate, să vadă. Cum e mormântarea asta? Dragii mei, dacă o astfel de mentalitate avem, ar trebui să mai citim ce spune Iacob. Spune, când vine cineva în mijlocul vostru, cu un inel pe tege, cu o haină, un om bine văzut, poate, din această lume, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și tu imediat ești gata. Vedeți, tendința omului e să dea întâietate celor cu vază. Și vine și săracul. Și tu ce-i spui? Nu-i spui, lasă că stau eu la picioarele tale. Ha, nu, că poate picioarele lui miros urât. Nu-ți place să stai la picioarele unui sărac, nu? Unul i-a mai nebăgat în seamă. Tu spui, stai acolo jos. Uite, ai și tu loc, nu te poți bucura. Și cu siguranță că când vorbim de un număr atât de mare, nu știu dacă se strângeau toți, e puțin probabil că puteau să se strângă toți 20.000, 25.000 de oameni în același loc. Dar cu siguranță adunările sau locurile unde se strângeau erau un număr mare. Și vă dați seama, oamenii stăteau pe unde puteau. Noi vrem să fie scaunele cât mai confortabile, eventual ca să mai putem moțăi. Ne dorim în adunare să fie locurile cât mai... Am probleme cu spatele, trebuie să fie. Nu zic că e rău în sensul acesta. Dar uitați-vă la primii ucenici. În pește, ajunseseră să strângă la un moment dat, stăteau pe jos, dar se bucurau de a fi împreună cu poporul Domnului. Dragii mei, asta este viața normală a unei adunări. Dacă ne uităm în comparație cu ei, ar trebui fiecare să ne întrebăm pe unde suntem. Care este starea noastră? Am devenit atât de nemulțumiți. Trebuie să meargă aerul condiționat, deși unii nu vor să meargă. Trebuie scaunul să fie mai confortabil. Trebuie să punem ora încât să nu întârziem prea mult, că avem și alte lucruri de făcut acasă. Ca și cum timpul petrecut cu frații nu e important. Nu spun acum că nu avem probleme acasă. Nu asta vreau să spun. Dar arătăm fiecare dintre noi cât de mult preț. Nu o spun spre judecată, dar, dragii mei, trebuie să fim cu ochii deschiși, să vedem care e starea noastră. Altfel s-ar putea să credem multe despre noi. Să credem că mergem bine cu Domnul. Dar mersul nostru cu Domnul se vede din modul cum trăim. Deci, uitați-vă la această adunare. O adunare, o biserică primară și mulți doresc și poate în sensul bun. Doamne, am vrea și noi să trăim aceste vremuri ale bisericii primare. Uitați-vă totuși că e o viață de biserică nu lipsită de probleme, dar e o viață de biserică în care Duhul Sfânt lucrează, dă înțelepciune Sfinților și rezolvă aceste probleme. Dar diavolul caută să lovească în această unitate, să dezbine pe acești oameni. Și probabil a fost o problemă reală. Nu știu dacă au făcut-o intenționat. Nu scrie cuvântul. Dar această categorie de văduve, și nu vreau să intru, știți, Cuvântul Sfânt, Apostolul Pavel, de fapt, pune o trăsătură, pune, de fapt, niște caracteristici cu privire la femeile care erau încadrate la văduve. Adică nu orice femeie care avea o anumită vârstă neapărat era și trecută văduvă. Trebuia să aibă niște trăsături. Dar nu despre acest subiect aș dori să vorbesc. Pentru că nu spre asta vreau să mă focalizez. Dar a fost o problemă. O problemă reală. Și vedem cum apostolii doresc să rezolve această problemă și nu sunt nepăsători. Și au fost trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zile. Și spune versetul următor. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis
Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Acești 12 apostoli cheamă împreună mulțimea. Nu știu câți au fost adunați în acel moment. Nu cred că toți ucenicii care deveniseră copiii Domnului s-au adunat în această adunare, să spunem așa, generală. Dar ceea ce este frumos, ceea ce caută acești ucenici, apostoli de fapt, să aducă înaintea Sfinților, este prioritatea pe care ei o aveau. Știți, de multe ori, creștinii au așteptări de la cei care poate vorbesc. Și vor ca persoana respectivă să rezolve toate problemele dintr-o adunare. Dacă se poate să fie într-un loc, să fie și în altul, să ajute și acolo, să fie și în partea cealaltă. Dar știți despre ce vorbesc? Sigur, niciunul dintre noi n-ar trebui să ne vedem apostoli departe de noi acest gând. Pentru că fiecare care vorbește, în primul rând, trebuie să arate că e primul, da? Care să fie în... Să caute să facă fapte bune. Nu despre asta vorbim acum, da? Pentru că, din păcate, în mijlocul poporului Dumnezeu au fost mulți oameni care au căutat astfel de locuri. De ce? Ca să ne fie bine. Să fie văzuți. Sunt oameni care au căutat o astfel de carieră, deși în cuvântul Dumnezeu se vorbește de cariera de pastor sau de predicator. Nu găsim scris o astfel de carieră, da? E uitor că în codul în clasificația ocupațiilor din România există și acest cod. Lucrând în domeniul cât de cât am avut agență și am auzit și de acest aspect. E ciudat într-un sens, da? În fine, nu vorbim prea mult despre astfel de lucruri. Dar uitați-vă, apostolii vin și le vorbesc despre prioritatea pe care ei o au. Și, dragii mei, haideți să ne gândim. În mod real, dacă acești oameni ar fi ajuns să rezolve ei problemele administrative și s-ar fi ocupat de aceste lucruri, nu știu cât ar fi mai înaintat această lucrare de propovăduire. Locul lor era în altă parte. Și cred că s-a vorbit de multe ori despre acest aspect. Fiecare suntem chemați să ne vedem pătrățica noastră, să ne vedem slujba noastră, să ne vedem locul nostru, pentru că ori de câte ori ne ducem în altă direcție, ori de câte ori facem ceea ce nu este partea noastră, greșim. Uneori poate tânjim spre o lucrare care o face fratele și Domnul nu ne-a încredințat. Alteori poate tocmai datorită faptului că Dumnezeu ne spune despre o lucrare și noi suntem înceți, ca Moise odinioară. Nu că e rău. Să nu te arunci, să te arunci așa fără parașută. Dar uitați-vă la Moise. Domnul îl cheamă la ce? Să conducă un popor. Și ce face Moise? Doamne, trimite pe altul. Trimite pe altul. De ce? Omul ăsta e izmerit. Omul ăsta nu dorește locul de frunte. Dar când Domnul îl cheamă și Domnul chiar se supără pe acest slujitor, Moise până la urmă e gata să cereze înaintea Domnului. Și vin apostolii și spun... Și recitesc, nu este potrivit. De ce apostolilor? Vă cade greu? Vă cade greu să slujiți la mese? Nu despre asta vorbesc, apostolii. Vedem în atâtea lucruri. Nu? De exemplu, sigur, nu făcea parte atunci dintre ei, dar vedem pe Pavel, este uluitor. Îl vedem pe Pavel, la un moment dat, probabil că ziua propovăduia Evanghelia, nu? Și noaptea ce făcea? Făcea corturi. Nu vedem un om leneș. Un om care îi place să stea înainte, că las că mă întrețin sfinții. Nu vedem în această trăsătură. Pentru că spun, dacă un astfel de om ar gândi în felul acesta, cu siguranță nu e un om chemat de Domnul în acea lucrare. E un om care s-a chemat singur. E un om care singur și-a dorit acest loc. Dar de multe ori mă gândeam, vedeți, până nu ajungem să gustăm din ce înseamnă o anumită lucrare, e ușor să dai cu părerea. Știți despre ce vorbesc ei? Nu se cade pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim. Nu e potrivit. Prioritățile în ceea ce ne privește sunt altele. Domnul ne-a chemat la o altă slujire. Și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi să ne înțelegem chemarea, slujirea pe care El ne-a dăruit-o. Și să nu stăm nefolositori în mijlocul poporului Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori fiecare mădulară și înțelege misiunea, rolul, înțelege darul pe care l-a primit de la Domnul, asta va fi o binecuvântare pentru întreaga biserică.
biserica respectivă nu va fi lipsită. Și oamenii aceștia vorbesc despre prioritățile. Apropo de lucrul acesta, doar un pic divaghez, duc un pic mai departe problema. Înțelegem care sunt prioritățile noastre dincolo de a sluji pentru acest pământ? Înțelegem că dincolo de poate datoria pe care o avem fiecare dintre noi de a ne câștiga existența, înțelegem că avem o prioritate mai înaltă? Am spus, duc un pic mai spre extrem acum, da? Dar e ceea ce Domnul arată în cuvântul Său. Ce spune? Căutați mai întâi. E o prioritate și ar trebui să fie, nu doar pentru, n-a fost doar pentru apostol această prioritate. Dar cuvântul n-a fost îndreptat doar spre ei, ci fiecare dintre noi suntem chemați mai întâi să căutăm ceva în viețile noastre. Și se vede că, într-adevăr, oamenii aceștia au căutat. Au avut o astfel de prioritate. De ce? Păi vedem cum acești 12 apostoli, nu? Și sigur, apoi toți ucenicii care s-au întors la Domnul, ce fac? Ajung să ducă mai departe această veste bună. Și dacă noi astăzi suntem în locul acesta, îi lăudăm pe Domnul, citim cuvântul acesta, ne bucurăm de viața acestor oameni, se datorează oamenilor care și-au înțeles misiunea. Înțelegem în același timp că e un pericol pentru fiecare dintre noi, atât în ceea ce privește adunarea, cât și viața noastră personală, să fie îndreptată spre traiectorii greșite. Și am spune noi, dar ce e rău să slujești la masă? Nu e rău. Dar nu erau ei oamenii la care Domnul îi chemase. Domnul îi alesese la o... Le făcuse parte de o chemare specială, aceea de a fi apostoli. Ei au pus temelia. Ei au fost aceia care au adus atâta lumină din ceea ce primiseră de la Domnul. Dacă, așa cum am menționat, noi ne bucurăm astăzi de lumină din partea Domnului, se datorează faptului că acești oameni și-au înțeles misiunea. Și apoi priviți ce spune. De aceea, e uluitor, nu știu dacă, poate n-am citit cu atenție, dar priviți ce spune în versetul următor. De aceea, fraților, alegeți cine? Ne-am spus apostolilor, voi aveți cea mai mare lumină, alegeți voi niște oameni. Apostolii nu spun asta. Spune, alegeți voi. Adică ceilalți frați? Nu știu dacă noi am fi abordat la fel lucrurile. Păi cum, apostolul, voi aveți cea mai multă lumină? Nu asta spun apostolii. De aceea, fraților, alegeți voi. Ce anume? Alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Asta spun, fraților, alegeți voi. Și, dragii mei, pentru orice lucrare, priviți, în mijlocul poporului Dumnezeu, ce trebuie într-un sens? Acceptul majorității. De aceea, dragul meu, dacă Domnul te cheamă la o slujbă și ceilalți vor vedea că ești potrivit pentru slujba cealaltă. Când ceilalți simt că e ceva, văd că e ceva în neregulă și simți poate din partea celorlalți că nu e locul tău, poate ar fi bine să te mai întrebi dacă ți-ai înțeles cu adevărat locul. Uitați-vă, aici se vorbește despre acești oameni care să fie aleși de ei. De acești frați, cu alte cuvinte, acceptați de toți. Sigur, nu fiecare neapărat va fi de acord, dar o largă majoritate va fi de acord că acești oameni sunt cei mai potriviți pentru această lucrare. Și noi ne întrebăm de multe ori în lucrurile administrative, care sunt oamenii cei mai potriviți? Dacă e vorba de administrarea, știu eu, a banilor care se strâng într-o adunare pentru ajutorarea săracilor, poate noi am spune, băi, economiștii sunt cei mai buni. Oameni care știu să lucreze cu cifre. Oameni care știu să numere și banii. N-ați văzut de multe ori noi românii că avem probleme să vorbim despre bani, despre lei, în lei vechi, că încă parcă nu suntem obișnuiți cu, să spunem așa, cu titulatura pe care au banii mai noi, deși s-au schimbat încă de mulți ani în urmă. Da? Dar uitați-vă despre ce se vorbește aici. Oameni care au calificare necesară? Oameni care au învățat în școală ceva? Nu, ci oamenii în primul rând. Și să fim atenți la aceste trăsături atât de frumoase. Sigur, Pavel vine și lărgește. Aici este parcă pe scurt un rezumat al trăsăturilor, al caracteristicilor acestor bărbați. Cum să fie prima dată? 7 bărbați vorbiți de bine. Adică cu o reputație bună. Oameni care
Cu siguranță, da? Despre acești oameni, poate au fost oameni care i-au vorbit de rău. Nu despre asta vorbim acum. Dar oameni care au o mărturie bună. Oameni care au o reputație potrivită. Oamenii într-un sens a căror viață grăiește. Sunt oameni, știți ce se spunea despre o anumită trăsătură? Nu? Să aibă o bună mărturie în afară. Când mărturia noastră scârție în afară, între cei necredincioși. Nu merge. Cum să faci lucrarea Domnului, nu? Dacă ești vorbit de rău, în afară, într-un sens. Nu vorbim pe nedrept, nu vorbim de asta acum, da? Vorbim de o mărturie, poate cum s-a amintit și de dimineață, o mărturie proastă, stricată. N-ai cum să mai... Să funcționezi cum trebuie în mijlocul poporului Dumnezeu. Trebuie întâi să îndrepți, să cauți, să trăiești cum trebuie, să lași ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aducă cercetare în viața ta, încât să fii în statura potrivită. Și ca să nu lungi prea mult, că timpul văd că fuge repede. Apoi, plin de Duhul Sfânt. Ce treabă are plinătatea Duhului Sfânt cu administrarea meselor? Păi, eventual, să fost ospătariu acești oameni. Știau să împartă bine. Nu despre asta. De ce? Era nevoie ca acești oameni să aibă nu doar Duhul Sfânt, că noi știm bine ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă atât de clar. Odată ce omul s-a întors la Domnul, are Duhul Sfânt. Pentru că cine n-are Duhul Sfânt, cine nu are această persoană a dumnezeirii, nu are viața de sus. Nu-L are pe Dumnezeu. Nu cunoaște nașterea din Dumnezeu. Domnul Iisus îi spunea lui Nicodim, apropo, trebuie să te naști din apă și din Duh. Și nu insistăm pentru că am vorbit pe acest subiect, dar vorbește despre această plinătate în care Duhul Sfânt conduce viața acestor oameni. Și mai mult, dacă vorbim de plinătatea Duhului Sfânt, putem să ne gândim la ce? De asemenea, la roade. Cum vezi, apropo, dacă un om e plin de Duhul Sfânt, cum vezi? Din roadă acele vieți. Păi când Duhul Sfânt locuiește pe deplin, ia controlul, dacă putem să spunem așa, atunci, cu siguranță, Duhul Sfânt va rodi în viața acelui om. Va produce acea roadă care o găsim scrisă în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. E nevoie de Duhul Sfânt în tot ceea ce privește orice lucrare din mijlocul unei adunări? Cu siguranță, da. De aceea nu oameni care doar sunt vorbiți de bine, ci oameni plini de Duhul Sfânt. Interesant, nu? Și apoi de înțelepciune. Dragii mei, ce spuneți de acest lucru? Înțelepciune. Înțelepciune aici? Da, e tare nevoie. Nu se pare că apostolii se ocupaseră până atunci. Nu, apostolii nu s-au ocupat de slujirea la mese. Dar când intervine această problemă, nu spun apostolii, o să o rezolvăm tot noi. Nu spun asta. Ci spune, alegeți niște oameni, dar ca o ultimă trăsătură. Și de-aia trebuie să cerem întotdeauna și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și poate să ne deschidem urechile când Domnul ne vorbește printr-unul și prin altul. Și să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Lucrarea cu oamenii de multe ori e atât de dificilă. Dar cât de responsabili ar trebui să fim în mijlocul unei adunări. E nevoie de înțelepciune probabil de fiecare dintre noi recunoaște. Nu oameni cu școli, neapărat, cum spun, că Domnul se folosește și de aceștia. Nu despre asta vorbim acum. Ci vorbim despre oameni care au acea înțelepciune de sus. Care nu se cred înțelepți. Care, oameni care nu mai au nevoie de sfatul celorlalți. Știu ei să le facă pe toate. Nu, omul cu adevărat smerit va fi gata să asculte poate și ce au ceilalți. Nu întotdeauna cei din jurul nostru ne dau sfatul potrivit. Nu întotdeauna. E adevărat. Dar când te lași călăuzit, când Duhul Sfânt poate îți vorbește printr-unul și prin altul, atunci ce o să faci? O să-ți schimbi viața încât să cinstești și să onorezi pe Dumnezeul nostru. Sigur, sunt multe de spus pe această direcție, dar în continuare vorbește pe care îi vom pune la slujba aceasta. Cu alte cuvinte, apostolii își dau girul. Sunt oamenii aleși de voi, sunt oamenii despre care voi mărturisiți că sunt astfel de oameni cu aceste trăsături și atunci vor fi parcă potriviți pentru slujba aceasta. Iar noi, spune, vom stărui necurmată în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Am spus puțin mai devreme. Dragii mei, până nu simțim pe pielea noastră ce înseamnă
a face o astfel de lucrare, putem să vorbim multe din afară. Și noi putem să spunem, bă, fratele respectiv, n-a vorbit bine aici. Fratele respectiv, nu, putem să spunem multe. Dar până nu intrăm în piele, mi-aduc aminte de un tânăr care a putut să vadă pe propria lui, să spun așa, să vadă ce înseamnă să lucrești. Nu a mai și-a deschis glasul ușor să vorbească. Dragii mei, oamenii aceștia și erau apostoli, n-au spus, avem suficientă revelație din partea lui Dumnezeu. Am petrecut atâta timp cu Dumnezeu, încât doar ne deschidem gura și cu siguranță o să curgă mesaj de la Domnul. Nu, dragii mei, orice lucrător care înțelege că a fost chemat la această slujbă, la această lucrare, va dedica timp. Poate se va scula de vreme, mai devreme decât ceilalți. Poate nu va putea să răspundă la toate problemele din adunare. De ce? Pentru că această lucrare nu trebuie făcută cu nebăgare de seamă. Necesită timp, necesită dedicare, necesită timp petrecut în prezența Domnului. Asta spune. Vom stărui. Ce înseamnă o viață care e dedicată, care stăruie, nu face ceva la fără frecvență. Vine timpul de adunare, ne ridicăm și dau drumul la gură, să oprim timpul. Nu merge așa. Uitați-vă, oamenii aceștia, și repet, erau apostoli. Ce să spunem despre noi, nu? Nu că n-avem același Duh Sfânt care ne poate călăuzi și poate da binecuvântare. Nu despre asta vorbesc. Dar erau apostoli. Ce suntem noi în comparație cu ei? Și oamenii ăștia spun, e nevoie de timp pe care să-l petrecem în prezența Domnului. Dragii mei, vom susține astfel de oameni? Oameni care și-au dedicat viața. Oameni care atunci când se ridică, spuneam la început, se poate aduce din partea Domnului. Dragii mei, îi însoțim cu rugăciunile noastre? Îi aducem înaintea Domnului pe brațe de rugăciune? Ne rugăm pentru ei? Îi susținem în lucrarea lor? Sau eventual băgăm bețe în roate? Probabil fiecare lucrător care are o inimă pentru Domnul știe ce înseamnă dezamăgirea în lucrare. Poate știe ce înseamnă să aduci mesaj din partea Domnului și să vezi că poate uneori nu sunt răspunsul. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul care ne-ai dat și rămânem neschimbați. E o mare dezamăgire pentru oricine aduce un cuvânt din partea Domnului să vezi că impact e doar la nivel de rugăciune. Și mai departe lucrurile nu se schimbă. E o mare dezamăgire. În mod real, ar trebui fiecare dintre noi să conștientizăm acest lucru. Dar poate din afară, asta în această poziție e bine. Lucrurile nu stau așa. L-am tot îndemnat pe un frate, nu-i dau nume acum. Da? Stă deoparte, nu vrea să se implice. Înțelege că nu e o lucrare care se face cu nebăgare de seamă. Nu e o lucrare care se face așa. Ba din contră, spune cuvântul Domnului, vai de cel ce face cu nebăgare de seamă. Lucrarea Domnului, vai! Dar ucenicii, apostolii conștientizează această nevoie de a petrece timp, de a stărui necurmată în rugăciune, frumoasă și această ordine, rugăciune și apoi propovăduire. De a sta în prezența Domnului, de a fi umpluți, de a putea la rândul lor apoi aduce mesaj din partea Domnului. Și când lucrarea, sau dacă pot să spun așa, rezolvarea unei probleme vine de la Domnul, uitați-vă că e bine primită de întreaga adunare. Asta se spune aici, vorbirea aceasta. Adică au înțeles toți că vine de la Domnul. Gândul acesta care a fost rostit de către apostoli, e gândul pe care Domnul îl are. Și spune, vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan și dacă Domnul va mai îngădui, vom vedea cine a fost Ștefan. Un om care a slujit la mese. Și totuși, un om care e plin de puterea Duhului Sfânt, un om care ajunge să fie primul martir, un om care a stat atât de frumos înaintea Domnului și a depus mărturie pentru Domnul. Un om care cred că putea să-și predice. N-avea o problemă în sensul acesta. Că poate, cum spuneam mai devreme, mi se pare unor, măi, lucrarea asta nu-i de nasul meu. Nu, s-ar putea Domnul spune, stai acolo la început. Fă-ți această lucrare. Fii credincios în această lucrare. Și s-ar putea ca Domnul să-ți deschidă și alte ușuri. Eventual tinerii, știți cum visează tinerii că vor termina facultatea și vor ajunge direct manager? Cam așa mulți creștini gândesc.
m-am întors la Domnul și dintr-o dată Domnul o să-mi dea o lucrare. Nu prea se întâmplă lucrul acesta. Știți ce spune? Să nu fie întors de curând. E nevoie de lucrare în viața ta. E nevoie de lucrare în viața mea. E nevoie de timp. E nevoie de experiență. E nevoie de școala lui Dumnezeu în viața ta. Și, dragii mei, nu mă refer doar locul acesta. Ci să înțelegem că aceste cuvinte, uitați-vă, sunt oameni rânduiți să slujească la mese. Într-o lucrare de administrare, am spune noi. Și sunt oameni care trebuie să aibă aceste trăsături. De aceea, tot ceea ce am vorbit în această seară, ar trebui să înțelegem că e vorba de noi toți care avem pe inimă lucrarea Domnului. Dar cine dintre noi nu ar trebui să aibă lucrarea Domnului pe inimă? Cine dintre noi? Avem impresia că ne-am separat în două, un cleric și laici? Avem unii care, știu eu, sunt chemați doar să predice și alții, doar să beneficieze? Nici pe departe, eu cred că am înțeles. Că lucrarea Domnului nu e compusă din două lucrări. Nu e vorba de asta. Sunt atâtea nevoi, atâtea probleme, atâtea lucrări care ar trebui să fie pe inimile noastre. Și să știți un lucru. Când Domnul ne deschide ochii cu privire la o problemă, în general e primul pas prin care Domnul ne arată că noi s-ar putea să fim persoana potrivită pentru lucrul acesta. Și e frumos că acești oameni aleși, numele lor știți ce sunt? Sunt nume grecești. E foarte interesant acest aspect. De ce spun? Pentru că uitați-vă, pe o problemă cu aceste văduve care făceau parte dintre evreii care vorbeau grecește, știți, și într-un fel au găsit cu toții de acolo, să pună oameni tocmai din această categorie. De-aia se pare că toți aceștia erau evrei care vorbeau grecește. Toți aceștia. Ștefan, Filip și toți ceilalți. Să nu confundăm Filip ca fiind ucenicul Domnului Iisus. Nici pe departe, că în ultimul verset se vede. O parte erau, de-o parte erau apostolii și de-o parte erau acești șapte bărbați. Dar sunt oameni, cu alte cuvinte, oameni care erau afectați de problemă. Nu știu dacă ei au fost care au cârtit. Mă îndoiesc că totuși. Dar știți, de multe ori, oamenii cei mai potriviți pentru o lucrare sunt cei care deja o fac. Cei implicați. De ce o fac cu altăi? Dar cât de atenți probabil au fost acești oameni? N-au trăit vremea, cum spuneam de curând, corectitudinea politică. Mă, să fie 3 de la greci, 4 de la evrei, să fie, domne, echilibru. Nu uitați-vă câtă libertate, câtă degajare. E nevoie de rezolvare pentru aceste văduve să nu mai fie trecute cu vederea la ajutorare. Atunci cei mai potriviți sunt tocmai acești oameni. Evrei care vorbeau grecești, ăștia sunt oamenii potriviți. De ce? Au interes în această lucrare ca să fie rezolvată. Nu oameni cărora nu le pasă. Hai să-i punem și pe ăștia. Îi vedem noi, ăștia ar fi potriviți. De oameni care n-au nimic în comun cu acea lucrare. Ci oameni care le pasă de acea problemă care trebuie să fie rezolvată. Uitați-vă, pe acești oamenii îi aleg. Și n-au nicio problemă pentru pe apostolii să spună, măi, n-ați ales bine ce ați făcut. Mari apostoli, uitați, într-un fel, într-un sens, se supun deciziei mare majorități. Nu spun, n-am ales noi, de ca atare, măi, cu tare nu l-ați ales bine. Se depun, sunt gata să, într-un fel, să accepte această hotărâre, arătând, într-un sens, că deși apostolii au fost chemați la o slujire așa de mare, nu se vedeau deasupra celorlalți. Și nu se credeau un fel de șef pentru tot, peste tot și alții. Ci erau modulare cu unii altora. Chiar dacă erau chemați la o lucrare specială, cum sigur n-au mai fost chemați alții. Dar frumos se spune despre Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Apoi de Filip, și știm Filip cum a lucrat în Samaria. Apoi Filip este cel care îl evangelizează pe acel om care venise din ținuturi îndepărtate. Om care, uitați-vă, știe să predice într-un sens. Dar nu se simte înjosit că e chemat la o astfel de lucrare. Și apoi spune, i-au adus înainte apostolilor care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Sigur, doar pe scurt vreau să mai vorbesc de această punere a mâinilor. În mod special regăsim această
această practică, să spun așa, în perioada primară a bisericii. Dar ce înseamnă această punere a mâinilor? Că de multe ori sunt oameni care își pun mâinile, da? Mă refer la generațiile moderne, la vremurile curente, într-un sens ca să primească Duhul Sfânt. Despre ce vorbește aici? Păi, cu siguranță n-au primit Duhul Sfânt că și-au pus apostolii mâinile peste ei. De ce? Păi oamenii aceștia, printre trăsăturile care trebuiau să-i caracterizeze cum trebuiau să fie, plini de Duhul Sfânt. Deci nu punerea mâinilor cu siguranță nu înseamnă ceva special. Ca și cum apostolii erau mai, nu știu, într-un sens, mai presus, deși apostolii oricum au fost mai presus, da? Dar sunt oameni care și astăzi înțeleg, dacă nu-mi pun eu mâinile, eventual peste un copil, eventual peste un slujitor, sigur, omul acela nu e pregătit pentru lucrare, nici pe departe. Punerea mâinilor, putem să vedem în mod special, este o identificare cu acei oameni. Știți ce? La un moment dat îi spune Apostolul Pavel lui Timotei să nu-ți pui mâinile cu grabă peste cineva și să te faci părtaș la păcatele. Dar cum? Într-un sens. Adică cum? Dacă pun mâna cu cineva, în vremea asta de pandemie, azi nu ne lasă nici să dăm mâinile, să dăm mâna unul cu altul, să nu cumva să ne împulmolisim de nu știu ce virus. Da? Cum adică îți pui mâinile peste cineva și înseamnă că ți-au fost transferate păcatele? Nici de cum în sensul acesta. Dar cu siguranță când într-un sens apostolii și-au dat girul, într-un sens apostolii au fost de acord parcă cu această numire acestor oameni, ei au devenit una. Și lucrarea lor într-un sens era legată de lucrarea apostolului. Mai degrabă arată ce? Această identificare. Și haideți să mai dau un exemplu ca să fie și mai clar. Sigur, e din vechime. Dar vă duceți aminte de jertfele care erau aduse. Știți ce făcea păcătosul care se prezenta înaintea Domnului? Știți ce făcea? Își punea mâna pe capul jertfei. Și jertfa era adusă. Și în sensul acesta, cel care aducea jertfa, devenea una cu ce? Cu jertfa. Parcă asta e legătura, dacă pot să spun așa. De-aia cel puțin în timpurile noastre, practica aceasta nu mi se mai pare potrivită, da? Pentru că dacă Dumnezeu, într-un sens, ar fi dorit să o facem în chip fizic, așa cum sunt, de exemplu, oameni care fac caz de spălarea picioarelor, nu? Că trebuie și fizic să o facem. Da, fizic, dar în alt sens. În alt sens, da? Nu e timp acum despre asta să vorbim. Dar e clar o legătură, o identificare. Și mai întâi frumos despre acești apostoli, se spune, care după ce s-au rugat, cât de important este să avem întotdeauna înaintea ochilor noștri rugăciunea. De ce? Ea ne deschide ochii. Ea ne face să prindem gândul Domnului. S-au rugat și și-au pus mâinile, identificându-se, într-un fel, fiind de acord cu decizia pe care nu i-au luat-o. Ce au luat-o? Mare majoritate a ucenicilor care erau atunci. Acea mulțime care a fost strânsă. Acel consiliu, dacă putem să numim un timp, o formă de vorbire. De aceea mă rog Domnului să învățăm din experiența acestor oameni. Să învățăm poate modul în care ar trebui să abordăm problemele din jocul nostru. Să înțelegem și spunea, și-a mai menționat lucrul acesta, spunea că dacă vom căuta o adunare desăvârșită, acea adunare, în momentul în care noi vom intra, ea nu va mai fi desăvârșită. Sigur, pe acest pământ nu va exista o adunare desăvârșită. Dar adunarea unde sunt poate probleme, vorbește despre un trup viu. Uitați-vă la ce înseamnă copiii noștri, nu? Se îmbolnăvesc, da, poate uneori, suferă de anumite, știu eu, răcesc sau o grămadă de alte lucruri, dar asta vorbește despre ce? Despre viață. Da, până la sfârșitul umblării noastre, până Domnul va veni să-și răpească biserica, adunările locale nu vor fi lipsite, să spun așa, de probleme. Dar cât de mult har ne trebuie din partea Domnului ca să știm cum să abordăm aceste lucruri. Nu toate problemele își vor găsi rezolvarea imediat. Uneori e nevoie, și așa cum văd ca o necesitate pentru noi, e nevoie de răbdare. E nevoie să așteptăm, poate, ca unii sfinți să crească.
E nevoie, poate, de multe ori, de multă răbdare, așa cum noi, ca și părinți, avem răbdare față de copiii noștri. Da, e nevoie de multă răbdare. Dar, cu siguranță, când privim către Domnul, când căutăm fața Domnului, Domnul va da înțelepciune cum să abordăm lucrurile și cum să ținem, așa cum am amintit și în această seară, la această unitate, la această atmosfera casei Domnului, care va vorbi în primul rând lumii care nu-L cunoaște pe Domnul, că aici Domnul este prezent, că ne iubim cu căldură unii pe alții și că poate nu când plecăm de aici, suntem gata să ne deschidem gura împotriva Sfinților lui Dumnezeu. Domnul de aceea să ne vorbească pe mai departe fiecăruia dintre noi și să ne facă să fim poporul Său, un popor care va căuta necurmat fața Domnului, un popor care poate nu va avea împotrivă chiar la o organizare, cum ați văzut, pentru că, într-adevăr, Biserica Domnului nu este o organizație. Și cu asta închei. Nu e o organizație. Dar e un organism. Lucrurile sunt așezate. Și vedem în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu că e nevoie, de ce anume? De rânduială în mijlocul nostru. Ca lucrurile să fie aranjate. Căutând har și lumină de la Domnul. Nu lăsând lucrurile de izbeliște, un haos și o alandală. Nici de cum. Dar în toate lăsând ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să pună fiecare lucru și fiecare lucrare la locul potrivit. Domnul de aceea să atingă tot mai mult de inimile noastre și să fim poporul Său care să slujească cu o inimă curată împreună cu cei ce îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Amin.